Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare despre ce se va întâmpla pentru unii dintre voi, dintre noi. Rămâne de văzut ce energie apare și, mai ales, care o vom manifesta. Nu e nici despre o persoană anume, poate să apară o anumită persoană, deci ce vom trăi unii. Dacă nu se manifestă, înseamnă că nu era pentru voi. Mesajul, voi oricum ascultați-l, că dacă e frumos, puteți să vă străduiți să-l manifestați. În timp ce am amestecat totuși cărțile pentru energia aceasta care vine, a vrut un special să se arate cocorul cu coroană roșie, despre care v-am vorbit acum 2 zile, pe foarte scurt, în cultura chineză-asiatică, să zic chinezească, dar bine, eu am studiat mai mult picturile chineze și japoneze. Cocorul reprezintă pastra Phoenix, este similar cu Phoenix. Aici, în aceste de cărți, este atribuit loialității. Loialitate și, la capătul setului de cărți, honeybee. Energie masculină care dorește reciprocitate masculină pentru că așa arată imaginea, dar nu musai, deci poate să fie, poate să fie. Dorește reciprocitate, cu alte cuvinte, dacă energia feminină, ne luăm și după imagini, a fost loială sieși în primul rând. În primul rând trebuie să ne fim fideli nouă. Dacă a acceptat transformarea, că Phoenixul înseamnă transformare și creștere, creșterea sa, chiar dacă nu a văzut că o energie masculină care își dorește reciprocitate față de ea, probabil că va primi semnale în acest sens. Poate această energie masculină să o cunoașteți sau să nu o cunoașteți. Haideți totuși să vedem. Aceasta a fost în timp ce... și tot așa, în timp ce am amestecat, apoi le pun la loc. În timp ce am amestecat, unde era? Așa. Aceste de cărți au vrut să se arate iar steaua. Uitați ce frumoasă, vedeți? Unde punem? Punem în altă parte. Deci aici trebuie să pun, da? Steaua. Care steaua? Înseamnă foarte multe. În primul și în primul rând, vindecare. Aici are legătură cu ce am spus mai devreme. Dacă suntem fideli nouă, bărbați, femei, nu contează, da? Ne ridicăm, ne transformăm din orice situație neplăcută, dureroasă, tragică și ne vindecăm. Steaua înseamnă vindecare, înseamnă speranță, înseamnă rugăciune. Înseamnă că trebuie să ne schimbăm eventual dorințele. Dacă o dorință manifestată ne-a adus suferință, înseamnă că n-a fost bună, într-un fel sau altul. Posibil, e o situație despre care am vorbit mai devreme, care aduce vindecare, aduce credință și pentru voi și pentru cealaltă persoană. Vom vedea dacă are legătură cu vreo relație la distanță, dacă are legătură cu vreo persoană publică, rămâne de văzut. Dar haideți să vedem energia care vine. Interesant că iar văd câinele cei care sunt născuți în anul câinului ar trebui să fie fideli. Ar trebui, nu ar fi toți fideli, din păcate. Cine știe ce alte trăsături individuale mai au. Dar ar trebui să fie fideli. Dacă nu sunt, înseamnă că au fost crescuți într-un mediu foarte toxic. Foarte toxic. Dar energia care vine. Energia care vine spre noi. Sau situație. Sau ce-o fi. Haideți să vedem. Ce-o fi. Că tot ce este, este tot energie, da? În această perioadă. Cu fi azi, cu fi mâine, cu fi în weekend, cu fi săptămâna viitoare sau luna asta. Cred că aș putea să folosesc această etalare. Țapul, interesant. Țapul. Nu e capricorn, nu, e țapul. Țapul în ideea că este ori voi deveniți, ori vă întâlniți. Rămâne de văzut cum se arată și cărțile. Cu o persoană pe care vă puteți baza. Sau este o situație. O reușită, să sperăm. Ceva, rămâne să vedem alte iaute.
autenticitate. Interesant că în timp ce am amestecat, vedeți cum se leagă, în timp ce am amestecat cărțile cu luna, foarte interesant, a venit fireal. Fireal ține foarte mult de autenticitate și undeva necunoscut, într-o zonă subtilă, a apărut această carte care amintește despre o necesitate de a ne face timp să ne iubim pe noi înșine, exact ce am spus mai devreme, de a ne iubi pe noi înșine. Multe persoane, văd aici semnul vărsătorului și semnul balanței, multe persoane cu planete în balanță, zic planete, nu musai balanță, dar planete în balanță, au tendința să ofere prea puțin către sine. Ori să se caute, să caute în stânga și în dreapta validare, ori să ofere servicii, dragoste, eu știu, amabilitate, categoria înaltă, evident, varianta bună, și să nu ofere toate aceste lucruri frumoase, să și le ofere. Da. Continuare, vărsătorul despre care am vorbit, fireal, amintește într-un fel sau altul de această autenticitate. Vedeți unde am pus eu cărțile, vedeți? Da. Nu că amintește, susține ideea aceasta, autenticitate, lucrul. 17, interesant, 17 este și cartea stelei în general. Și aici 19 este, 19 este soarele, interesant, soare și stea. Oarecum, dacă ar fi să mă gândesc și la tarot. Aveți, soarele reprezintă ego-ul nostru, încrederea în noi și în Dumnezeu. Aveți încredere, aveți încredere că tot ce vine, dacă rămâneți autentici și loiali vouă, cum am zis mai devreme, tot ce vine va veni ca să vă susțină. Mai vedem și alte mesaje. Ia dăm câteva cărți să înțelegem. Este într-adevăr o perioadă de iarnă. Interesant că a venit acum mesajul. Suntem în ianuarie, este frig. Vă găsiți stabilitatea în voi. Vă găsiți stabilitatea în lumina din voi, în credința pe care v-ați cultivat-o până acum, în reușitele pe care le-ați manifestat până acum, dar nu în sensul că să vă înfumurați de ceea ce ați reușit să faceți, ci să acumulați înțelepciune care vă ajută să fiți, să vă fiți vouă de ajutor. Dacă vine cineva, vă întrebi și vei vedea, în primul rând, fiți stăpâni pe voi. Stăpâniți-vă în sensul frumos al cuvântului. Claritate. Ia uite, destinul, interesant. Mai dăm o carte. Posibil să fie cu consilierul de apă să se manifeste o comunicare. Interesant, comunicare care aduce vindecare, despre care am vorbit mai devreme. Vedeți? Vindecarea copilului care oarecum ține de magician și consilierul de apă care ține de un soi de valet sau cavaler de cupe. Dorința de a manifesta vindecare, împăcare, poate o discuție care să aducă vindecarea cuiva sau a două persoane sau a cuiva. Poate să fie și o consiliere, cineva să vă ceară sfatul, pentru că sunteți autentici, pentru că sunteți loial vouă. Mai dăm o carte pentru acest gău. Interesant. Hai, încă una. Și încă una. Hai, trei să fie. Da? Ia, ex, ați văzut în fața voastră, am amestecat. Deci au vrut să apară. În continuare, vindecare, consilierul, dar chiar îi spune consilierul și e aceeași carte pe care o văzuse mai devreme într-un fel sau altul, șapte de băte. În spatele acestei cărți, șapte de foc, doi de aer și ce-ar fi... Da, valetul de aer. Probabil s-a comunicat în scris ceva interesant. S-o fi comunicat în scris ceva și o persoană n-a știut să aleagă între a decodifica acel comentariu, acel text, acea, eu știu, mesaj, ce-o fi fost. Am senzația că nu a înțeles.
Nu a înțeles. Pentru că în momentul în care înțelegi, de obicei alegi, da? Să reacționez într-un fel. În momentul în care văd sau în momentul în care cineva e așa în stand-by, înseamnă că nu este neclar. Nu a înțeles mesajul, nu știe ce să facă. Pentru că atunci când înțelegi, când este ceva clar, știi exact ce e de făcut. De-aia spun. Și eventual a ales o atitudine defensivă. Până, defensivă, până să se înțeleagă, să se privească, să se uite în această oglindă neagră. Interesant, e o oglindă neagră, aici este o apă neagră. Să-și vadă sufletul, să-și analizeze sufletul versus niște tentații, versus ego. Deci, păstrați-vă soarele interior. Este frig afară, dar voi aveți un soare în suflet, în spirit. Da? Asta vă face, repet, să nu uitați, pentru că e foarte important pentru anumite persoane. Să descopere, poate n-au descoperit acel soare. Și energia din această perioadă, dacă nu se manifestă nimic spectaculos, vă îndeamnă să vă căutați acest soare în voi, să vă bazați pe voi, pe nimeni în viață. Nu trebuie să vă bazați decât pe voi și pe Dumnezeu. Dar dacă nu l-ați descoperit, cum să vă bazați pe El? Dacă nu aveți experiențe care să vă aducă aminte că într-adevăr v-a fost alături, v-a arătat semne, v-a dat semne, scuzați-mă, v-a arătat că este alături de voi. Cum să te bazezi pe Dumnezeu dacă nu ești deschis și nu asculți și nu urmărești semnale pe care le primești? Pentru că în jur este frig, în jur este pustiu și totul îngheață. Dar, apropo de mica era glacială, că nu e căldură, e mica era glacială, păstrați-vă soarele interior. Stați un pic, că mi-aduc aminte de o melodie. Without, nu. E o melodie de rock gotică care mi se pare acum probabil că are legătură. O să pun un comentariu, îmi scapă titlul de fredonat, n-are rost că nu sunt eu cea mai bună cântăreață, chiar dacă am momentele mele bune, dar acum clar când fac etalări, nu, cu siguranță nu o să cânt bine. Vreau să-mi încălzesc vocea, eventual. Ai, te-a picat aici. Ia, te-a picat. Lasă așa. De la cenușă, de la bețișoare. Deci tot ce vine, sau mai bine zis, ce nu vine, pentru că pare înghețat, dar rămâne să vedem, totuși. Ar putea să fie o discuție cu consilierul, valetul sau cavalerul de cupe, consilierul. Ori voi trebuie să consiliați pe cineva și să-i ajutați să se vindece, pentru că asta face parte din destinul vostru. Sau trebuie să vă duceți către cineva care este de încredere, o persoană, pentru că e 19, o personalitate stabilă, asumată, am zis, responsabilă. Și să căutați acolo niște explicații, vindecarea. Pentru unii posibil și 17 care ține de stea, ține tot destin și de vindecare. Și destin și vindecare sunt elemente, sunt cuvinte care se repetă prin toate cărțile care au apărut până acum. Haideți să vedem situația. Energia în această perioadă.
cât o fi, cât o dura energia în această perioadă. Haideți să vedem mai întâi trecutul, da? Eu zic că e mai bine așa. Hai, trecutul, despre trecut, câteva informații. Ce apare aici? Faetonul care caută steaua. Sunte. Dar ultima pe care o văd, unul merge în căutarea succesului său, celălalt este parasit. Acum, sau poate să fie, deși sunteți părăsiți de cineva, voi vă vedeți de drumul vostru și aici înseamnă să aveți încredere doar în voi și în soarele vostru. Pentru că aici este o carte de foc, da? Chiar dacă sunteți părăsiți, aici este fric, de aia zic. Dar chiar dacă sunteți părăsiți, aveți încredere în voi. Șase de bute are încredere în el. În el, în ea, în destinul său. Și asta vă va ridica la un moment dat din multe puncte de vedere. Vă va atrage atenția. Sau mai bine, îți va atrage atenția lumii sau a celor care v-au părăsit. Că nu aveți nevoie de ei. Chiar dacă eu v-au părăsit, voi vă puteți baza pe voi înșivă. Căutați o consiliere dacă sunteți mai slăbuți în, la categoria aceasta. Și veți vedea că va fi bine. Haideți să vedem trecutul, da? Trecutul. Opt de monede. Judecata. Asul de cupe. La capătul setului de cărți, iar, interesant, 5 de monede, 6 de bâte și 5 de bâte. 3 de cupe. O persoană independentă, probabil, a cunoscut pe cineva în cercul său de prieteni sau la locul de muncă. Da, 3 de monede, apare și 8 de monede. O persoană prietenoasă, probabil, dar era atât de prietenoasă că era foarte prietenoasă și cu alte persoane. Și totuși, întâlnirea dintre voi a creat conflicte. Pe lângă faptul că prietenii probabil au aflat, au simțit, prietenii, familia sau acele conflicte au fost în interiorul vostru sau al lor, oricum, această întâlnire a adus oarecum conflicte și conflictele au dus mai devreme sau mai târziu la părăsire. Pentru că întotdeauna conflictele și prietenii pot să distragă atenția cuiva de la însăși, de la însăși destinul său. Mare grijă! Ce prieten vă alegeți în preajmă? Pentru că voi alegeți, voi le permiteți. Și iar, dacă nu învățați să vă luptați cu voi și să vă guvernați, să fiți voi stăpân pe voi înșivă, tot timpul veți avea conflicte, nu știu câte situații, da? Și riscați să părăsiți sau să vă simțiți părăsiți în anumite situații, în loc să considerați respectiva situație o provocare. Sunt 2 de 5. 5 înseamnă schimbare și provocare, da? O provocare să vă descoperiți destinul. Deci în trecut, 8 de monede, judecata și asul de cupe. E în trecut. Cineva a încercat să se împace. A încercat să muncească înspre o împăcare, să creeze asul de cupe. E în trecut, nu e în prezent. Haideți să vedem totuși câteva alte informații despre acest trecut. Clarificăm 8 de monede. Pentru că am văzut totuși 5 de monede care înseamnă 8 de monede. Ia. Și am văzut și moartea. Ia uite, moartea și diavolul. O situație, o tentație sau o situație toxică care ar fi fost încheiată și cineva totuși a dorit să aducă soale, valetul de cupe și soale. A încercat, unul dintre voi a încercat să... Și totuși, uite, diavolul. Dar am văzut mai devreme și moartea, de aia zic că moartea care înseamnă încheiere, în acest context, o situație încheiată în care unul dintre voi, bănesc că voi, în principiu cei care ascultați, posibil să fi încercat să vă împăcați, să recreați sau să oferiți vindecare, asul de cupe,
sau să vă împăcați. Rămâne de văzut dacă a mers, pentru că totuși cărțile au rămas la diavol. Deci se pare că energia toxică o fi fost mai mare decât nu neapărat decât voi. Nu neapărat decât voi. În viața celuilalt a fost mai mare. Haideți să vedem judecata. Clarificăm judecata. Trei de cupe, am văzut mai devreme. Cinci de cupe, magiciană și doi de bâte. Iar unul muncește tocmai ca să refacă o situație, de cavalerul de cupe. Poate să vă refac o romanță, dar cred că mai degrabă își dorește să ofere ceva frumos cuiva, cuiva care l-a părăsit, da? Tot vrea să muncească. Cavalerul de cupe, el este prea idealist. Vrea să ofere frumos, bun și are parte de conflicte. E părăsit. De-aia trebuie să vă descoperiți soarele în voi. Să vă bazați pe voi, nu pe altcineva. Judecata. Ce ați vrut să vindecați? Ați vrut să că judecata ține și de transformare, de vindecare și de împăcare. Iar, trei de cupe. Un triunghi. Pot să fie prietenii. Voi doi și prietenii. Voi doi și jobul. Voi doi și o altă persoană. Voi doi, o altă persoană poate să fie un copil. Nu neapărat soție sau soț. Poate să fie un copil, membru al familiei, frate, soră, voi doi și altcineva, da? Un trei de cupe care a adus iar. Cât e aici? Cinci, alt cinci. Cinci de cupe. Pentru că am senzația că cu magicianul și doi de bâte, unul dintre voi nu știe să manifeste. Vorbește, dar nu poate să aleagă. Vorbește sau... Vorbește frumos când, din când în când și nu poate să aleagă. Și aici simt că o persoană a vrut să ofere încredere celuilalt, lumină, claritate, compasiune, empatie, să muncească, repet, și celălalt nu știe să aleagă. Am văzut doi de spade și mai devreme, da? Clarificăm asul, da, asul de cupe. În trecut, asul de cupe. Pentru că acum este gheață, este tăcere, este însingurare. Fiți autentici, că și dacă sunteți singuri și vă întâlniți cu demonii în voștri, demonul fiind chiar această însingurare, voi, dacă aveți acel soare interior, puteți să-i faceți față și uite, așa deveniți autentici, puternici. Ce apare? Iau. Doi de spade, mă, iar apare. Doi de spade. Celălalt blochează dragostea pe care încercați să o oferiți. Ați încercat să o oferiți. Celălalt blochează, stă în trei de monede, muncește, eventual la locul de muncă, posibil să mai aibă și alte preocupări fizice, lichide, înțelegeți ce vreau să zic cu lichide, da? Sau, eu știu, de altă natură, marele preot iar mă duce cu gândul la o căsnicie sau un contract. Dar ați fost blocați. Potențialul, în primul rând, de vindecare. Poate că ați fost înțeles greșit. Poate că, într-adevăr, unii dintre voi ați vrut să oferiți tot soarele, da? Soarele. Să vă puneți sufletul pe tavă. Dar, dragii mei, nu așa se face. Și vă zic din experiență că și eu am tendința asta. În general, cei care vor să vindece, să ajute, au această tendință. Și nu-i bine. Hai să vedem acum. Deci, acestea au fost în trecut. În prezent. Uite, mare preot, da? Și altul trebuie să-și vadă de drumul său.
unui tradițional, altul are un destin luminos în față. Cu alte cuvinte, un șut în fund, un pas înainte. Scuzați-mi expresia. Da? Ce se întâmplă acum în această situație? Să vedem. Că pare mai degrabă o discuție sau vindecarea după această discuție. Vindecarea. Făcea parte din destin să rămâne, să vă blocheze și să rămâneți în această însingurare ca să înțelegeți că nu puteți să oferiți oricui. Nu oricine merită. Cavalerul 8 de bâte și cavalerul de spade. Comunicare. Iar. Vedem. Ia uite, diavolul, energia toxică. 7. Da. Cineva a preferat să stea să bea și să, chiar dacă știa că vă răniți, că suferiți, că voi așteptați un răspuns, da, a preferat să stea să bea, să se întâlnească cu prietenii, energia toxică, să manifeste. Ce secrete. Are probleme, dar le ține secret treaba lor, dacă nu vor să le exprime și să le vindece, e problema lor. Și voi aici trebuie să învățați. Vedeți că apare soale și aici, 19, apare și aici. Valetul de cupe și aici, apare și aici. Aveți tendința să munciți prea mult pentru vindecarea altora. Unii dintre voi. Foarte posibil pentru unii, înfruntând ego-ul cuiva, descoperiți că aveți o energie și mai mare, dacă vă păstrați, repet, loial, cum am spus la început, loial vouă. Și dacă învățați să vă bazați doar pe voi și să nu mai oferiți gâștelor perle. Ce mai vine? Deci, mesaje. Interesant cum vin două tipuri de mesaje. Deși acum este energia prezentului, poate că vibrează ceva. Unul posibil să fii bombardat cu energie plină de creativitate, de căldură, de originalitate, de pasiune, să fii bombardat și celălalt să răspundă o dată și sau de două ori, sau eu știu, ori foarte puțin, ori foarte dur, foarte zeflemitor, ironic. Da, iar apare doi de spade. Da, hai să vedem ce se întâmplă acum. Energia prezentului. Probabil că mai vibrează. Dacă situația s-a întâmplat de curând, probabil că vibrează încă, da? Asul de monede. Dar acum simt un alt mesaj. Acum simt un alt mesaj și cred că e adevărat pentru că mănâncă și nasul. După situația asta, am zis, unii vă reconectați instantaneu pentru că sunteți puternici, chiar dacă sunteți generoși. Să știți că sunteți oameni pe care ceilalți se pot baza. Poate chiar consilieri, poate chiar vindecători. Dar aveți această latură foarte empatică care uneori vă pune iar în fața multor teste pe care le-ați mai experimentat, dar probabil că ceva nu se învață. Nu mai oferiți gratis. Noi, nu vă cere ajutorul, nu are rost. Astfel de monede și soarele. Ceva nou frumos apare. Să vedem. Țineți minte soarele în cazul în care e evoluit. Că dacă e soare, înseamnă că e o bucurie pe care nu o vedeți. Este o propunere. Da. Am spus că în timp ce am mâncat nasul, am simțit că 8 de bâte poate să fie că voi ați hotărât, ok, mai blocat, să-ți fie de bine. Eu mă vindec mult mai repede decât ai putea tu să te vindeci când o să conștientizezi că ai pierdut o ocazie. Eu mă vindec mult mai repede pentru că am acest destin de consilier, de vindecător. Știu că mă pot baza pe mine, știu că am credință, știu că sunt autentic, știu că sunt loial mie, da? Loială, da? Și atunci, intrând în această energie, voi mergeți mai departe, că am văzut 6 de bâte, da? Unul stă în tradiții, în viziunea sa îngustată sau în contractele sale pe care le-a semnat, acasă sau la job,
Da? Și altul își vede de drumul său. Și eu trebuie asta îmi sugerează acum, că vă vedeți de drumul vostru. Și chiar foarte determinați. Eventual să-i puneți la punct pe cei care vă mai bruiază într-un fel sau altul. În momentul în care... Hai să mai vedem ce alte mesaje mai vin. Pentru că 8 de bâte pentru mine ține foarte mult de o energie a săgetătorului. Nu că sunteți voi în zodia săgetătorului, vă rog frumos să mă înțelegeți. Este o energie a casei a noua sau a săgetătorului, varianta pozitivă, depinde de planete ce aveți acolo, și varianta lor pozitivă. Adică să știți că aveți o anumită poziție care ține de putere, de energie și de spiritualitate și să știți să o manifestați. Pentru că sunt unii care manifestă varianta negativă a săgetătorului, da? Deci eu vorbesc de varianta pozitivă. Vorbesc de varianta pozitivă. Îmi dăm o carte. 5 cărți, da? Uite că una s-a răsucit. Trebuie monede. Mai. Deocamdată, înainte să clarific, da, și 10 de monede. Deocamdată, până să clarific, văd o altă energie care se manifestă, pentru că energiile sunt multe și se pot manifesta în paralel. Deci nu poate fi exclusă asta. Mai adăugăm altele, da? E ca la un tablou, cum zic eu, da? Încep cu schița, încep să colorez într-o parte, în alta, și încet, încet se dezvăluie mesajul. Total. Dar posibil să fie energie în paralel. În momentul în care voi vă hotărâți să vă vedeți de drumul vostru, posibil cineva să vă, același personaj să vină să vă ofere ceva, un cadou, pentru că v-a făcut să suferiți, pentru că v-a părăsit, să zic, un gest de împăcare. Adică să fie o reacție întârziată. Era un banc cu două tipe care râdeau în piață, duminica. Și cineva le întreabă, dar de ce râdeți? Nu mai știu exact cu cât e de clar, poate voi știți că le aveți cu bancurile unii, da? Și cineva le întreabă, dar de ce râd? A, păi ne-a spus cineva un banc sâmbătă la biserică. Sau ceva de genul ăsta. Adică, da, reacție întârziată. Dar foarte mare atenție că cine vine să se împace sau să ofere niște cadouri pentru o dezamăgire, ori vine să colaboreze, rămâne de văzut ce apare, sub forma unei colaborări, ori a unui dar, dar în continuare, chiar dacă vine sub forma unui dar și a dorinței de a rezolva problema, eventual să învăța să se vindece de problemele lor, da? Ei în continuare vă țin în 3 de monede, eventual, dacă au, eu știu ce, alte responsabilități și o situație de, eu știu, romantică, în care vreți să se lege ceva, vreți să oferiți dragoste, nu doar vindecare, acești oameni în continuare vă pun în 3 de monede. Adică își păstrează și relația. Vedeți cărțile unde pun eu? Așa, da? În continuare își văd de relația aceea stabilă pe care o stabilă. Vorba vine că cine e așa nu prea e stabil, da? Dar în care stau pe loc. O relație tradițională, aș zice, în care stau pe loc. Da? Ar vrea să o ia de la zero, să aibă o relație dinamică și frumoasă, dar steaua și împărăteasa, unii dintre voi sunteți suflete perechi. Ar putea să fie un alt personaj din trecut. Eliberându-vă, sper să fie ceva nou, pentru că totuși e un as. Sper să nu fie totuși energia de aici. În momentul în care, repet, vă eliberați de această situație din trecut, să vină, într-un mod neprevăzut, această ofertă de colaborare sau darul cuiva, dorința de a cuiva de a începe ceva stabil, serios,
în timp ce voi sunteți încă dezamăgiți și de această situație și posibil, dacă ați avut un trecut cu acest personaj, să fie o suferință mai veche. Dar spun că totuși este în această situație, în această situație, asta pe care o desfășor în prezent, nu în trecut, în prezent, văd două suflete perechi. În care unul dintre voi este foarte sus din punct de vedere spiritual, împărăteasa și steaua și cavalerul de cupe. Foarte, abundent, nu înseamnă să fii bogat, nu, înseamnă să fii mulțumit cu tine și cu reușitele tale, abundent. Și calități de vindecător, steaua și cavalerul de cupe, cum am spus mai devreme. Ori din potrivă, unul este abundent în fizic și celălalt este abundent în spiritual. Și totuși împreună dați bine împreună pentru că amândoi străluciți, steaua și împărăteasa. Da? Amândoi străluciți și amândoi puteți să creați ceva. Se dorește să se manifeste o romanță cu cavalerul de cupe de la zero. Să vă întâlniți și să fiți fericiți. Dar ceva între voi a apărut, pentru că această dorință este mai veche. Poate nici nu știți a cuiva față de voi, poate nici nu știți exact cine sunt ei, pentru că voi și o mare preoteasă. Sunt multe lucruri despre care nu știți. Ideea este că își dorește acest personaj stabilitate, dar a fost o perioadă de stagnare și care, probabil, v-a adus suferință. Și dacă a fost o perioadă îndelungă de stagnare, țineți un pic ideea, posibil dacă a fost un an, doi de... trei, eu știu cât timp de tăcere între voi și cineva, vă fi desfășurat în alte planuri, cu alte persoane, în care iar ați primit dezamăgire. Și să vă întrebați, dar de ce? Dar de ce tot timpul am parte de această dezamăgire? Pentru că voi aveți calități de vindecător, trebuie să învățați tot timpul, prin fiecare experiență prin care trece să vă vindecați și pe voi, că ceilalți învață împreună cu voi bine, că nu tot bine. Și manifestând în destinul vostru această empatie și vindecare, repet, și față de voi și față de ceilalți, învățați să vă bazați pe voi. Acum văzând steaua și cu soarele mai devreme lângă două suflete perechi, dacă vine cineva, voi știți cine, sau veți afla, nu știu, voi dacă știți sau dacă veți afla, ori una, ori alta, da? Posibil, un mesaj în plus, cine vine, o persoană puternică pe care vă puteți baza, e soarele totuși 19, da? Să iasă dintr-o hibernare. Imaginea aceasta de ghețar mi-aduce aminte de etalarea de la numărul 2 pe care am făcut-o acum două serii. Posibil, dar nu are, nu, poate să aibă legătură, poate să nu aibă legătură. Hai să vedem, eu știu, sper că ați înțeles. Dar cred că am totuși ascultătorii sunteți. Clarificăm unde putem. Da, nu, ia să continui tot cu astea, că tot îmi plac și pe urmă mai clarificăm. Clarificăm unde putem. Unde putem. Ce frumoase sunt cărțile astea. Am zis, ia, nu le iau, n-am cum să le iau pe toate. 8 de bâte. Arată cum m-au picat cărțile, că veți fi bombardați de mesaje, eventual, sau va fi o comunicare foarte copleșitoare cu cineva. Hai, dăm totuși. Asta? Regina de foc. Păi da, cineva vrea să vă cucerească. Nu zi musa e semn de foc, nu obligatoriu. Oricineva vă consideră extrem de frumoasă sau de frumoși și vrea să vină înspre voi, să vă cucerească, dar rețineți mesajul anterior. Asta după ce și voi ați lăsat o dezamăgire. E o dezamăgire. Cineva v-a blocat. Dar cine v-a blocat, asta e, v-a pregătit pentru povestea aceasta.
Cavalerul de monede. Acest personaj vrea să construiască de mult timp ceva cu voi, dar vine foarte încet. 6 de monede. Vrea să ofere interesare, reciprocitate și am văzut mai devreme. Dați în urmă, dacă vreți. Reciprocitate la Honeybee. Da. O, împăratul? Bărbatul divin, aș spune, cum zic unii. E o figură autoritară sau care vine dintr-un mediu foarte... regele de monede și împăratul dintr-un mediu cu bani? Posibil să fie căsătorit sau să aibă niște parteneriate care țin de bani. În fine, un personaj foarte bogat. De-aia, din cauza că dacă unul este normal și celălalt e bogat, unul e bogat, cum a zis mai devreme, împărăteasa și steaua, unul e bogat financiar, altul e bogat spiritual, să apară aceste conflicte. Și totul se dorește echilibrare, se dorește reciprocitatea și această reciprocitate pe care am văzut-o și prin Honeybee a venit, vine foarte încet. Foarte încet. Nu că puneți de-o cafea. Cred că a apucat să face sau ați apucat să face și vreo 2-3 cozonaci de Paști, de Crăciun și eu știu câte mai faceți până vine acest personaj. Câte sezoane. Ca la filmele, ca la seriale, sezonul 1, 2, 3 și nu se mai termină serialul, nu mai vine. Hai să vedem în sezonul ăsta ce se întâmplă. The winter is coming. Cavalerul de spade. Și totuși n-am văzut serialul ăla. N-am văzut, am văzut altul. Despre care vă voi povesti. Cavalerul de spade. Da, niște pești neașteptate. 6 de spade. De la drum. De la drum. Interesant. Cineva vrea să lase în urmă niște ape, tulburi, niște situații dificile. Ia uite, pentru că vă simte, vrea să se împace cu 6 de cupe. Ce asta? Regele de cupe. Simte multă dragoste, dar și atracție. Regele de bute și regina de bute, da? Chiar dacă ar avea, să zic, alți parteneri în preajmă, care să le susțină, să zic, imperiul financiar, totuși se simt foarte atrași de voi, regele și regina de bute, dar nu doar atrași, simt și multă, multă dragoste, compasiune, înțelegere. Vă... Știți că ați citit experimentele pe care, despre care vorbește Constantin Turcan Ionescu în cărțile sale? Da? În care încerca să... dovedească cu o celulă sau un grup de celule din noi, dacă este mutat într-un alt colț al lumii, poate să simtă ceea ce ni se simte nouă. Și asta, să zic, ar fi susținut niște teorii cuantice. Bă, știți că unii ați citit despre chestiile astea, nu e acum momentul să citim, să vorbim despre așa ceva, dar cam așa ceva simte acest personaj. Chiar dacă a fost distanță cu steaua, distanță foarte mare, da? Dacă s-au răcit lucrurile, chiar dacă sunteți la distanță, simte și supărările voastre și bucuriile voastre. Și din acest motiv, această tăcere care ar fi fost eventual între voi, la un moment dat, între voi și acest personaj, sau nemanifestare, neapărat tăcere, nemanifestare, au înghețat lucrurile, a făcut parte din destin. Ca și unul și altul să vă vindecați prin experiențele pe care le-ați trecut și voi prin cele pe care le-ați manifestat până acum, până să se întâmple, da? Și ei. Clarificăm asul de monede. Asul de monede. Hai, clarificăm asul de monede. Deocamdată simt posibil această comunicare să fie susținută și de un cadou sau de un proiect. Propunerea, o strategie, da? Uite, m-am gândit să facem ceva împreună, pentru că apare și 3 de monede. Haide, asul de monede, te rog, clarificăm. Prea mult, îmi pare rău.
Da, au fost niște blocaje în această poveste datorită diavolului, datorită, vorba bine, unor relații karmice toxice. Și ce drăguț că în fața, odată, da, în momentul în care depășiți aceste blocaje, puteți manifesta 10 de monede și 10 de cupe, adică și reușite financiare, dar și sentimentale. Iar cavalerul de monede. Dar lucrurile se desfășoară greu tocmai pentru că sunt niște relații karmice, niște adicții, niște energii toxice. Poate pentru unii dintre voi acest trecut să se refere chiar la acest personaj care vine. Că ceva vine. E un cavaler. Vine cineva, fuga, fuga, fuga. Viteza. Nu, a șasea. Mie mi-e frică încă să merg cu a șasea. Dar lor nu le este frică. Și ajută și mașina. Mai bine decât. Da. 9 de monede. A, interesant. 9 de monede și asul de monede. Ori persoana e singură și vrea să înceapă ceva cu voi, voi sunteți asul și ei sunt singuri, da? Și le mai lipsește exact, știți, ca la o bijuterie, exact piatra aceea sclipitoare, da? Care să transforme artefactul într-o valoare inestimabilă, da? Ori voi sunteți singure, sau singuri, și vor să manifeste ceva deosebit. Să fiți împreună, că am văzut 10 de monede de mai multe ori. Dar deocamdată posibil să-și dorească ceva practic, în ideea că da, are atracție. Dar sunt și energii foarte creative și la voi și la ei. Are dragoste, regele de cupe l-am văzut mai devreme. Dar are și strategie. Pentru că acum înțelege că lucrurile de durată se fac în timp, evident, că n-au cum să se facă lucrurile de durată instantaneu, e logic. Și ceea ce creați împreună, creați creativitatea voastră și a lor împreună, ar putea să vă dovedească că într-adevăr este ceva și ei vă văd într-un mod special, într-un mod vă apreciază. Și văzând împreună sau reușind împreună cu ei, vă puteți vindeca, bănuiesc. Da, lumea. Lumea. Marele preot, lumea. Roata norocului. Poate unii ați comunicat, fiind la distanță, ați comunicat online sau nu ați comunicat deloc, au fost lucrurile înghețate. Hai să vedem. 3 de spade. Trei de spade, te rog frumos, clarificăm, că nu prea îmi place de ce apare aici. Dar cu vindecarea, proiectul care vine ar putea să vă vindece, ori, repet, de dezamăgirile anterioare, ori dacă ați avut cu ei ceva. Muncind împreună puteți să vindecați. În fine. O supărare. Clarificăm 3 de spade. La cine se referă acest 3 de spade? Cavalerul de bâte. Interesant, dar în trecut acest personaj a fost un aventurier și din cauza acestei tendințe v-a rănit. Însă, pare că acum vine ca și regina. Regina și cu o armată de, eu știu, idei, de cuvinte, pasionale, creative, suficient de multe și de calde, de fierbinți, de simpatice, cât să vă cucerească, da? Da, a fost o separare clar între voi acest. Această suferință se referă la o separare între voi, turnul. Unul a încercat să se controleze și controlul ăsta a adus separarea dintre voi într-un fel sau altul. Posibil între voi, chiar dacă sunteți puternici împreună, să fie apărut bârfe,
alte personaje cu 5 de spade care au determinat această separare. Ceva dramatic s-a întâmplat la un moment dat. Ține de necunoscut sau mai bine, sau poate să ține și de trecut. Și totuși, acum s-ar dori să o ia de la zero. Cineva încearcă să o ia de la zero. 3 de monede. Doi de monede. Posibil voi să fiți acum, dacă știți că a fost o separare între voi care v-a adus suferință, voi acum, cu toată dorința lor de a vă cuceri și de a vă oferi una alta, să fiți așa. Repet, poate să fie o altă persoană care nu ține, nu are legătură cu această persoană. Dar, întâlnindu-vă cu această situație, să trebuiască să vindece și ei și voi, da? Oricum, leitmotivul este vindecarea, destinul vă pune în fața fiecarei situații. Fiecare situație, dragii mei, face parte din destin. Și micul eșec, și marele eșec, și marea dragoste, și mica dragoste. Toate fac parte din destin. Mai dăm o carte. 7 de băte și 6. Da. Posibil să fiți mai defensivi la această dorință de colaborare. Pentru că știți, unii dintre voi, dacă știți că mai are o altă persoană în preajmă, să nu vă mulțumească acest as de monede, pentru că știți că mai devreme sau mai târziu tot veți simți, vă veți simți răniți. Da, hai să vedem totuși. Pentru că dacă ei v-au blocat, acum stați și voi pe gânduri. Chiar așa să sar la prima ofertă. Hai mai dăm o carte pentru 2 de monede. 4 de băte. Interesant, 4 de băte reprezintă și casă. Dacă știți că mai e o casă. Împărăteasa și împăratul. Wow! Împărăteasa și împăratul. Fantastic! Da. Bărbatul și... Vai, dar ce cuplu! Bărbatul și... Voi nu știți, unii poate nu știți. Dar după această perioadă de tăcere, iar apare regele de băte pe care l-am văzut mai devreme și regina de băte, regina de cupe, adică dragoste, sensibilitate, când am văzut la 6 de cupe s-a manifestat într-un vers și regina de cupe. Posibil, acest personaj să aibă alte responsabilități. Nu musai o familie, deși e posibil să fie și familie, dar poate să fie chestiuni care țin de business sau de afaceri de familie. Nu știu, aș vrea să fac diferența dacă se poate între business, în ideea că e întreprinzător, este pe cont propriu, și afacerile de familie. Pentru că în afacerile de familie sau figurile tradiționale impun alte responsabilități. Posibil în acest motiv a fost o tăcere. Dar în această tăcere, în această însingurare, înghețare, vedeți, eremitul și țapul înghețat, da? A rămas atracția. A rămas atracția. Se pare că totuși împreună, acum nu faceți alegerile în funcție de ce vă zic eu, ci de ceea ce simțiți și ceea ce doriți. Se pare că împreună puteți. Mai vedem alte clarificări. Asta nu vedeți? Puteți să faceți. Să fiți un cuplu divin. Împăratul și împărăteasa. 4 de băte, flăcări gemene. Interesant. Voi știți ce alegeri veți face. Doi de monede acum îmi sugerează că acest personaj nu a știut
să aleagă patru debute, cuplu divin, de la început. Sau dacă l-a ales, au fost și alte probleme, trei de monede, da? Alte persoane, trei de monede, cinci de debute, conflictele pe care le-am văzut, o altă persoană, părinte, copil, soț, soție, colaboratori, da? A fost tot timpul altcineva. Și n-a știut pe cine să aleagă. Acum pare determinat, pare să știe că am văzut regele și regina de băte. Pare să fi înțeles că împreună sunteți speciali și puteți construi ceva durabil, dar într-o alt fel de energie. Acum, dragii mei, repet până vă plictisiți. Posibil ce se întâmplă să nu aibă de-a face cu ce s-a întâmplat cât de curând în trecut. Posibil ce s-a întâmplat aici să se fi manifestat și acum un an, doi, eu știu câți. Și acum să se manifeste această poveste. Variază de la om la om. Clarificăm om de băte. Ia. Cât am vorbit? Mai clarific cu devote? Hai să vedem ce vreau să zic. Mult am vorbit, iar am vorbit. M-am început cu clarificările, hai să le continui. Cop devote. De data. De două ori. De trei ori. Cavalerul de cupe. Da, vrea să vă cucerească, să fie romantic, să vă impresioneze. Împăratul, interesant. Împăratul și avem și aici împăratul și împărăteasa. Deci despre acest personaj e vorba. Da? Împăratul. Vrea să renască, vrea să vă împăcați. Simte atracție, este, într-adevăr, a fost playboy, a fost, da? Și asta a creat conflicte. A fost un cuceritor, dar ceva se transformă, s-a transformat în acest personaj și să știți că transformarea ține de un timp îndelungat. Dacă așteptați să se transforme în 2-3 săptămâni, 2-3 luni, nu se poate. Deci acest personaj cred că ține de un trecut mai îndepărtat, împăratul. Altfel n-avea cum dintr-un simplu player, jucător, aventuros, să devină brusc împărat. N-avea cum. Cavalerul de spade. Din acest motiv apare și acest țap înghețat. Această gheață n-are cum să fie. Să apară în 2-3 săptămâni, în 2-3 luni. Este o atmosferă care a ajuns așa după un timp îndelungat. Așa, un mesaj împreună. Unii dintre voi ori ați trăit cândva în același, ați fost vecini sau ați fost în același cartier. E interesant, patru de băte. În același cartier o perioadă sau în același oraș o perioadă. Dar e o energie a trecutului, că sunt înghețate. Ceva de genul la șase de cupe. La șase de cupe ține și de o întâlnire a cuiva din copilărie sau din cartier sau poate ați fost vecini, ați trăit în același oraș, poate chiar în aceeași casă într-o altă viață. Ca și când e o altă dimensiune înghețată acolo. Cavalerul de spade despre asta vrea să vorbească, vrea să creeze ceva frumos cu voi. A visat, ia uite, a tot visat la voi. Cine o fi acest cavaler, veștile acestea, astfel de monede, te rog frumos, clarificăm, pentru că acesta este cel mai important, vindecarea. Și ce reușiți să manifestați, practic, astfel de monede? Da? Asta? 9 de cupe, ia uite, acest personaj speră. Speră că se va putea manifesta în real această bucurie. Dar are încredere. Vrea să vină să vă cucerească. Asta e clar. Are încredere. Și nu e vorba doar de încredere, dar și speranță. Păi!
Clarificăm 3 de spade, te rog frumos. O să vă bucure și pe voi, să știți. O să vă aducă bucurie, pentru că nouă de cupe poate să se refere și la starea voastră, da? O să vă aducă bucurie și o să vă vindece eventual. Oh. Interesant, apare valetul de spade și 8 de muncă, care mi-aduce aminte... 8 de muncă, Doamne! 8 de monede, care mi-aduce aminte locul de muncă, 8 de monede. A tot apărut, apare și aici în trecut. Poate că voi acum sunteți supărați din alte motive. Ori din cauza locului de muncă, ori cineva vă spionează sau sunteți în tăcere cu cineva la locul de muncă sau cineva nu s-a implicat, voi ați muncit și ei au tăcut și asta v-a adus durerea. Repet, 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 această suferință poate să aibă legătură cu acest personaj sau să fie un alt personaj. Ce am discutat aici poate să fie de curând manifestat cu cineva, de curând, dar eu simt că aici vine un personaj cu care v-ați întâlnit mai de mult. Nu degeaba văd imaginea asta, nu degeaba văd imaginea asta, da? La capătul setului de cărți, aici, la 3 de spade, 8 de monede și valetul de spade. Unul a vrut să muncească, celălalt a tăcut. A fost dragoste, într-adevăr, dar v-a părăsit, v-ați separat, ați fost abandonați, da, cu 5 de monede. Rejected. Rejected pentru altcineva, v-a ales pentru altcineva, pentru muncă, pentru o colegă, o colegă, un coleg, o colegă, pentru altcineva, poate nici nu-i colegă, poate este cineva, nu mă interesează și nu mai contează pentru cine v-a părăsit persoana care v-a oferit suferință. Eu cred că, într-un fel, destinul vine cu o veste bună, cavalerul de cupe, care vă vindecă. Un personaj pare din trecut, pare strălucitor cu 19, cu soarele. Adică, posibil să fie și important, că de-aia apare și împăratul și împărăteasa la voi. Da, la voi. Da? Posibil, o persoană importantă. Să vă vadă valoarea, să vă fi văzut valoarea, să continue să aibă sentimente pentru voi și să jurească să manifeste ceva deosebit. Poate chiar, ia uite, 10 de cupe. Clarificăm 3 de monede. Deci te străi și vezi vedea în cât timp se manifestă această etalare. Pare faină. Pentru că după noi apare soarele, după lacrimi. Au fost blocaje. 9 de monede. De bâte. Da, da, judecata. Judecata, da, a fost aventuros acest personaj. A fost aventuros. Vrea să renască să și judecata și 6 de cupe înseamnă împăcare. Să vă împăcați, pentru că a suferit foarte mult. Pe de-o parte știe că și voi suferiți, dar au și suferit ei. Dar au fost blocaje. Blocajele au fost 3 de monede, de fapt, au fost blocajele. Interesant. Dar, repet, dacă vine personajul care v-a rănit de curând, pentru că știm că unii ați fost răniți de curând, cine v-a rănit de curând, nu credeți că se poate transforma într-o persoană stabilă, brusc. Dați-le timp, eventual, să demonstreze și să crească. Mai dăm o carte. Ba nu. Ba nu. O să fac altceva. Către ce duce această ofertă? Către ce duce această ofertă? Asul de monede. Hai, mai dăm o carte. Asul de monede. Către ce duce asul de monede? Interesant! Poate aveți de ales între două persoane. Una care este partenerul vostru divin și cealaltă care nu este și care vă pune în triunghi, în suferință.
Către ce duce acest as de monede? Hai, te rog frumos să arătă. Sfinte de monede. Asta? Interesant. Gentle Gardener. Cineva vrea să creeze cu voi. Încet și sigur. Slow and steady. Da, vrea să vă întâlniți, să fiți împreună și să creșteți încet și sigur. Steady. Și aici aveți reliability. Doi. Este un număr al parteneriatului. Ia să vedem totuși ce zice aici la numărul 2. Mai ne uităm și la ce spune. De ce îi spun așa la numărul 2? Fii tu însuți, exact cum am spus mai devreme. Fii tu însuți. Fii sau ori și conștientizează-ți capacitățile de creator și co-creator. Adică ține și de colaborare. De creare individuală, dar și de colaborare. Interesant. Această carte te vizitează în acest moment al vieții tale să-ți amintească că gândurile, sentimentele și credințele creează realitatea pe care o experimentezi. Deci rețineți, gândurile, sentimentele, senzațiile și credințele pe care le ai acum creează realitatea pe care o experimentezi. Dacă tu ai încredere în tine, vei manifesta oameni care să-ți ofere lucruri de valoare, să te cucerească, să-ți fie alături, da? Vei manifesta acest cuplu divin dacă ai încredere în tine. Ce mai spune? Grădinarul gentil este întruparea energiei din tine care este trimisă în câmpul co-creației, în câmpul co-creației, în terenul în care puteți să creați. Și asigură că tot ceea ce ești tu, tot ceea ce ești tu se va reflecta, interesant, în lume, în afară. Ești conștient de gândurile tale? Ce calitate au gândurile pe care le ai? Ai încredere în posibilități nelimitate și vei vedea un miracol desfășurându-se în fața ta. Interesant. Grădinarul gentil îți garantează integritatea a ceea ce, a orice, oricărui lucru, vine înspre tine. Hă? Nu. Stați un pic, că nu am tradus exact. Deci, grădinarul gentil îți garantează integritatea. Nu, dimpotrivă. Fiți atenți, mai greșesc și eu. Da, am ochelarii, cum îi am... Garantează integritatea oricărui lucru pe care tu îl trimiți înspre lume, în afară. Așadar, stați pozitivi și așteptați lucruri minunate să se întâmple. Grădina ta este abundentă prin frumusețe. Oare cum are legătură cu acest împărat și împărăteasă? Să zicem, dacă ești în această energie feminină, îți vei atrage această energie masculină, da? Adică, dacă tu ești grădinarul gentil, care
îți cureți, îți vindeci gândurile, îți atragi destinul. Pare fain. Cu alte cuvinte, fii autentic, fii autentic, muncește în grădina ta, vindecă-te și mai vindecă-te, cum spunea acolo, mai fost timp pentru self-love, dragoste față de voi. Și mai lăsați și pe ceilalți să se vindece, să se descopere, este și problema lor. Scuzați-mă că am citit, da? Uite cum a fost aici mesajul, da? Make time for self-love. Bazați-vă pe voi, creșteți în voi și la un moment dat ceea ce trimiteți în afară va atrage miracole. Și miracolul este dezghețul eventual. Primăvara, cu alte cuvinte, da? Soarele, încă. Interesant care soarele și acolo este o carte înfrigurată. Soarele este înăuntru. Doar că un sfat, ăsta e sfatul? Ia uite, străluciți. Apropo de soare, străluciți. Străluciți, măi. Nu stați în depresie, nu mai îngrijorați că cineva v-a blocat. Nu, nu. Și împrăștie amabilitate, dar, iar, repet, cu grijă, față de cei care merită, față de cei care merită. Cine nu apreciază, lăsați-i în voia lor și străluciți în continuare. Că le place lor, că nu le place, străluciți în continuare, vindecați-vă, creșteți, pentru că destinul vă aduce, eventual, dacă voi străluciți o persoană care strălucește, da? Dacă voi aveți încredere în voi, vă aduce o persoană care are încredere în sine și în voi. Deci, cu alte cuvinte, va putea să aleagă. Nu o să stea prea mult pe gânduri, ce fac, aleg dragostea, nu aleg. Păi da, nu alege pentru că nu se iubește. Și atunci, de ce ai nevoie de un personaj care nu se iubește? Ca să-i arăți tu dragoste. Lasă să descopere. Lasă să-și facă lucrarea în liniște, în ritmul său și voi veți descoperi că sunteți iubiți și apreciați eventual de alte persoane. Sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, numai bine!